președintele Senatului Călin Popescu Tăricianu i-a amenințat pe surse cu dosare și percheziții la foștii colaboratori. Președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, are două dosare în lucru. Foști prim-ministri ai României au fost arestați, au dosare sau au dosare de jurnă. Procurorul General a fost emis cu un dosar. Șef de servicii de informații au dosare. Șefii tuturor partidelor politice din România sunt în instanță sau au dosare. Inclusiv domnul Vasile Blaga și doamna Alina Gorghiu. Șefii tuturor instituțiilor media din România au dosare. Antena 3, evenimentul zilei, P1, Realitatea TV, România TV, Mediapass. Mii de medici, de profesori, de oameni de afaceri și funcționari au dosare. Mii de firme românești au fost distruse cu dosare. Care este rezultatul?